Băie și fete, bine ați venit la Nu alege cadoul greșit în Minecraft. În clipul de astăzi avem cadoul McDonald's, cadoul GTA 5, cadoul FNAF și cadoul lui The Nun și trebuie să-l alegem pe cel corect. Rămâi până la final să vezi dacă am făcut decizia bună. Astăzi, băie și fete, am ceva mai special decât de obicei pentru voi, deoarece ne vom juca Nu alege cadoul greșit în Minecraft. Până acum n-am mai făcut chestia asta, însă băi, vă spun încă de la început că mă înspăimântă acele ăsta, pentru că se aud foarte multe sunete ciudate. Ei bine, fraților, ca să fac așa puțin prezentările, aici avem cadoul McDonald's, după cum vedeți și are și o scară pe el și bănuiesc că este primul, adică trebuie să luăm primul. Aici este cadoul GTA 5, acolo este cadoul FNAF și acolo este cadoul lui The Nun. Sunt chiar foarte, foarte curios să văd ce se află aici. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă vreți să facem episoade de genul. Și haideți, boys, să începem! Hai să deci avem în chest. Deci avem o armură full diamond, o sabie de netherite. Până acum n-am mai avut sabie de netherite. Asta înseamnă că o să vrească să ne batem cu niște monștri așa mai puternici. Avem 4 golden apple, probabil unul pentru fiecare cadou, 64 de Mac Burger. Ok, avem un bloc de concrete. Nu știu ce ar trebui să fac cu ăsta, însă o să-l țin în inventar în caz de orice. Și avem și o carte unde scrie hey. Hei, semnul scamării V. În fața ta se află 4 cadouri. Cadoul McDonald's, cadoul GTA 5, cadoul FNAF și cadoul lui The Nun. Intră înăuntru și descoperă ce secrete se află acolo. 4000 de likes pentru 4 cadouri în 4 ore. Auziți, băieți, putem să facem 4000 de like-uri în 4 ore pentru 4 cadouri. Nu știu, scrieți la comentarii. Hai să nu mai pierdem timpul, boys, și să mergem să vedem care-i treaba cu aceste cadouri. Prima dată, boys, o să mergem la cadoul lui McDonald's, desigur, pentru că ăsta are și scară. Și hai să vedem ce-i înăuntru. Deja se aud sunete de astea super, super ciudate. Am deschis, bun, mamă, văd acolo, ok, ok, nu vreau să mă mai multe. Avem aici primul cadou, deci avem o carte unde scrie primul cadou. În primul cadou vei găsi scările care te vor ajuta să ajungi la celelalte cadouri. Ah, dar chiar poți că eu, teoretic, n-am cum să ajungi la celelalte cadouri. Pentru asta trebuie să-l înfrângi pe Ronald și să eliberezi muncitorii de la McDonald's din celulă. Ok, ok, uite pe Ronald. Uite pe Ronald, mamă, cât ies. Sunt foarte mulți de ăștia personaje creepy de la McDonald's, adică Ronald McDonald. O să bag un golden apple, dar nu cred că trebuie să bag un golden apple. Și acolo, îi ține celulă pe muncitorii de la McDonald's. Mamă, bro, vino aici, nu o să dai în mine, nu o să dai în niciun caz în mine. Hai să mă bag și cu ăștia, let's go. Mamă, mamă, vor să vină după mine, ala vrea să vină după mine. Lasă-mă, frățiorul meu, în pace. Trebuie să-i bate pe toți ăștia, let's go. M-am murit odată, bro, mamă, nu m-a atingit niciunul. Ăștia fug în loc să vină să mă bată, bun. I-am murit pe toți și acum trebuie să-i eliberez pe ăștia. Acum ar trebui să-i eliberez. Bănuiesc că ar trebui să găsesc vreun pickaxe sau ceva de genul aici, nu? Cam așa ar fi logic să-i eliberez. Sau cu capetele astea, gen. Nu cred. Bă! Bă, ce se aude, băi? Asta n-a fost de la cadou McDonald's. Ok, haideți să eliberez muncitorii, let's go. Și avem aici un chest unde probabil o să găsesc scările. Mamă, lasă-mă în pace. Am găsit scările, bă, voi ați auzit sunetul ăla? Bă, ce se aude? Din ce alte cadouri se aude asta? Mamă, deci eu filmez asta, 100%, nu? Ia să vedem, mamă, boys, bă. Voi auziți ce se aude din ce alte cadouri? Mamă, deci deja mi-e frică, efectiv. Vai, 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 bun, 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 haideți să ieșim de aici. Pun și asta, bun. Deci am ieșit din primul cadou. Haideți să mergem în al doilea. Asta este cadou GTA 5. Deci sunetele alea, dacă nu v-ați dat seama, s-au auzit de la cadou FNAF. Let's go. Bun, hai să mergem și aici să vedem care-i treaba. Avem aici o carte pe care scrie al doilea cadou și zice în al doilea cadou trebuie să găsești cheia pentru cadoul lui FNAF și o chestie secretă care te va ajuta acolo. Ce chestie secretă, boys? Bun, mamă, uite polițiștii. Mamă, câți polițiști sunt aici. Deci aici sunt numai polițiști. Deci, boys, eu trebuie să-mi fac treaba în teoretic așa. Stai că să pun chestia asta aici. O să le astea aici. Deci, boys, trebuie să găsim o chestie secretă și cheia. O poțiune de night vision. Asta cred că e chestia secretă, pentru că acolo e întuneric. Trebuie să găsim și cheia. Aici, boys, trebuie numai să fiu pe silent, pentru că sunt mulți polițiști. Dar unde e cheia aia nenorocită? Aici trebuie să fie, uite-o. Bun, am găsit cheia. Bă, acestul GTA 5 foarte, foarte chill. După cum vedeți, polițiștii nu mi-au făcut nimic. Hai să vedem, băi, mamă, și până acum nu mi-am consumat niciun golden apple. Let's go, let's go, bun. Am ajuns la acestul, la cadou FNAF. Let's go. Hai să mergem aici.
Mamă, bun, hai să vedem. Al treilea cadou, cartea pe care scrie al treilea cadou. Al treilea cadou este și cel mai greu de până acum. Trebuie să te bați cu toate păpușile din FNAF pentru a face rost de ultima cheie. What? Bă, boys, până acum. Deci aici este, deci, mamă, era să pic jos din greșeală. Trebuie să-mi bag Golden Apple așa de, să mă asigur. Deci aici este Freddy, este Golden Freddy. Asta să fac așa un mic parcurs, să ne uităm. Este Freddy, Golden Freddy, Chica și Bonnie. Păi știu de Foxy, nu? Mai e și Foxy. Așa, vor să mă mare, mamă, uitați-vă, e un băiat acolo. Prins, mamă, trebuie să-i bat pe ăștia. Pe toți patru deodată. Să-mi bag și poziția de night vision. Pe toți patru deodată, uite, s-a făcut așa. Mamă, pe toți patru deodată, o să fie cam greu. Mamă. Muriți, bro. Bro. Mamă, uite-ți cât aș pe mamă. O să mor. Mamă, ce țipă ăștia. Boys, sunt prea mulți morți. Doi morți, trei morți, patru morți, let's go. Mamă, deci am crezut pentru un moment că o să mor, că ești și voi la comentarii dacă n-ați crezut la fel. Ce se aude, bro? Și avem cheia pentru ultimul cadou, dar tu, frățiorul, ce faci aici? Asta e un caracter din GTA 5, boys, un huligan de la care s-a blocat aici, ce în cadou FNAF, frățiorul meu, ai grijă de tine, știi ce zic? Hai să mergem pe aici, boys, let's go. Și să mergem la ultimul cadou, care este cadoul lui Danan. Hai să vedem ce cadou ne-a făcut Danan, e așa de treabă. Mamă, o scheleț morți pe acolo. Ia stai, băi, dacă putem să punem, uite, așa, bă, să pun ceva și să stau. Mamă, uite că m-a prins direct. Mamă, boys, cum fac aici? Mamă, boys, ce pot să fac aici? Uitați-vă câte sunt. Sunt foarte multe dănani de alea, uitați-le aici jos. Trebuie să mă mut pe cealaltă scară, așa, bun. M-am mutat pe cealaltă scară, hai să analizăm puțin situația. Deci acolo avem o ușă pe care probabil o să terminăm harta sau ceva de genul. Și aici avem astea lui Danan. Mama, am picat jos prost. Mamă, câte sunt? Sunt 4 sau 5? Muriți, mamă, s-o dăm. Let's go, una moartă deja. Hai că una moartă, două moarte. Trei moarte, hai, trei moarte. Patru moarte. Și 5 moarte, let's go, boys. Bun, acum întrebarea mea e cum... Ah, ok, am spart aici. Opa. Stai, s-a auzit ceva aici. S-a auzit ceva. Mamă, polițistul. Uai, ăsta a ieșit de... Ok, uite pe ăștia aici, bun, în fine. Deci, o să punem astea la loc. Stai, spuneți să le punem aici frumos. Și avem aici pressure plate-ul. Și aici probabil o să terminăm harta, ia. Felicitări, aici e și cadoul tău. Boys, $14. Și 13 blocuri de gold. Ba, veni, mei, dacă ar fi fost chestia asta în viața reală, avem un total 64 plus 63, 117 lingouri de aur. Deci avem 117 lingouri de aur și $14. Cam asta mi-a dat frățiorul meu. Dacă ar fi fost în viața, ar fi avut o valoare foarte, foarte mare. Ei bine, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-ați comentat, neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episodul noi. Vă urez o zi minunată. Baftă la școală, să aveți grijă de voi. Pa, pa.